Bine v-am găsit din nou! În citirea noastră biblică, astăzi, am ajuns la capitolele 33 și 34 din Cartea lui Iov și la capitolul 13 din Faptele Apostolilor, partea a doua. În timpul citirii acestor cărți, a apărut în mintea mea următoarea întrebare. Ce face diferența dintre un credincios și un necredincios? În Cartea lui Iov, citind despre controversele iscate între Iov și prietenii lui în timpul suferinței lui, putem observa diferența dintre cel care se încrede și cel care nu se încrede în Dumnezeu. În textul de astăzi, din Faptele Apostolilor, putem să facem diferența dintre Saul, cel de dinainte de convertire, și cel de după convertire. Înainte, puteam vedea un om cu vază, ajuns la unul din cele mai înalte nivele sociale din Israel, cu o mare influență și putere. Iar după convertire, vedem un om transformat, care considera un gunoi toate valorile lumii, gata să își dea viața pentru răscumpărătorul său. De-a lungul vieții, omul caută și tânjește după fericire, după împlinire, să se realizeze și să trăiască cât mai mult în viață. Una din căutările omului este să trăiască veșnic, precum în basmul lui Petre Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Realitatea este cu totul alta și este prezentată în Sfânta Scriptură, în Cartea Eclesiastului, în capitolul 3, cu versetul 10. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Este ceva în viață ce face diferența. Este ceva ce face diferența între religii, între omul credincios și cel necredincios. Putem să citim despre mari lideri care de-a lungul istoriei au influențat lumea în diferite moduri. Prin devotamentul lor față de cauza lor, prin promisiunile și cuvântările lor au încercat să aducă o speranță trecătoare în viața oamenilor. Dar la sfârșit, toți au avut parte de moarte, lăsând în urma lor tristețe și deznădejde. Totuși, este un om, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos care face diferența existențială. Haideți să citim cuvântarea lui Pavel din Faptele Apostolilor, capitolul 13. Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Iisus este singurul care poate face diferența în viața omenirii și în viața fiecărui om. El este cel care a venit în lume și a adus un mesaj al speranței, al mântuirii și al vieții veșnice, vrednic de crezare. Diferența dintre Iisus și alți reformatori este covârșitoare. Finalul vieții omului pe acest pământ este moartea, dar așa cum am citit, când vorbim despre Iisus, observăm că mai mari neamului l-au osândit, au cerut lui Pilat să-l omoare. Ceea ce a apărut atunci a fi sfârșitul lui Iisus, ca al tuturor oamenilor, de fapt a fost cel mai măreț și mai încurajator eveniment. Dumnezeu l-a înviat din morți. Moartea a fost învinsă prin cuvântul întrupat. Tot ceea ce găsim în cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și vrednic de urmat. Ceea ce a adus o schimbare radicală în viața lui Pavel nu a fost înțelepciunea lui, nu a fost educația lui sau școala lui, ci a fost Iisus Hristos. Ceea ce a făcut din omul prigonitor și persecutor al creștinilor într-un propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu a fost Iisus Hristos. Vestea bună este că acest Iisus pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și care n-a văzut putrezirea, trăiește și astăzi. Și în el ni se vestește iertarea păcatelor și oricine crede, este iertat prin el de toate lucrurile de care n-am putut fi iertați prin legea lui Moise sau prin alte învățături, obiceiuri sau tradiții omenești.
Ceea ce face diferența este că omul care se întâlnește cu Isus este transformat într-un om nou și prin viața lui caută să se asemene cu întru totul cu răscumpărătorul său. Omul născut din nou trăiește cu nădejdea vieții veșnice, bazată pe cel care a biruit moartea. Omul născut din nou realizează diferența dintre vechi și nou, își schimbă perspectiva asupra vieții și dintr-un împotrivitor al creștinilor, ajunge să fie el cel care vestește cuvântul în ciuda persecuțiilor. Întâlnirea cu Iisus naște în inima lui dorința de a împlini planul lui Dumnezeu, așa cum citim în versetul 48, ca toți cei rânduiți să capete viața veșnică. Întâlnirea cu Iisus, a lui Pavel, a ucenicilor și a tuturor creștinilor, a făcut diferența în viața lor manifestată prin schimbarea modului de viață caracterizat printr-o viață de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, propovăduirea unui mesaj simplu și clar al răstignirii și învierii lui Iisus. Dacă asculți acum gândul acestei zile, întreabă-te dacă Iisus cel înviat a făcut o diferență în viața ta. Textul citit astăzi ne arată diferența dintre iudeii care s-au umplut de pismă, care vorbeau împotriva lui Pavel și îl batjocoreau, și cei ce au primit iertarea în numele lui Iisus, care au devenit ucenici, plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Fie ca citirea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu să ne umple de cunoștința voii lui, să ne transforme modul de gândire, de vorbire și de trăire prin puterea Duhului Sfânt, în așa fel încât să se vadă diferența și în viața noastră.